O altă temă care a stârnit reacții contradictorii în coaliția de guvernare, renegocierea celebrului Planul Național de Reziliență și Redresare. Am văzut că dumneavoastră ați avut și o reacție pe acest subiect, ați avut o postare zilele trecute pe pagina dumneavoastră de Facebook. Spuneați așa, citez, cineva a ratat esența PNRR, redresarea rapidă după pandemie. Întrebarea mea este, la cine vă referiți? Cine a ratat această esență? Da, sunt două subiecte separate legate de PNRR. Unul este partea de programare. Cu țintele de dezvoltare și jaloanele care însoțesc orice proiect de reformă care este finanțat de bani europeni, care sunt extrem de puțin negociabile. Cine spune altceva nu știe regulamentele europene și nu știe ce înseamnă aceste mecanisme. Da? Este foarte greu după ce le-ai aprobat, te-a pus să negociezi. Da? Este ca atunci când te duci la bancă și vrei ca să ne negociezi condițiile de împrumut. Nu se poate decât în condiții extreme, extrem de greu, calamități naturale și așa mai departe. Și mai ales după ce ai luat o parte, că a venit o parte din banii, deci, au ajuns România. Nu există această posibilitate de renegociere și nici n-ar fi de dorit. Nu este un program reformist. Da, reformele sunt grele, da, reformele nu întotdeauna ți-aduc beneficiu electoral. Dar reformele te pun pe direcția de dezvoltare de care ai nevoie. De aceea au fost gândite. Cum le cere Comisia sau Parlamentul European? Uniunea Europeană nu le cere așa doar de flori de măr ca să ne dea bani. Nu, ei preferă ca să ne dea bani, dar să facem și reformele. Și guvernul PNL-USR care a făcut acest program a gândit niște reforme care erau necesare pentru România în acel moment. Și asta este o parte a discuției. Deci cine spune altceva înseamnă că nu stăpânește, da? Nu stăpânește mecanismele acestea. În ceea ce privește reacția mea la ghidurile publicate de către MEDERAP, este fix o reacție la MEDERAP ca executiv, nu este o reacție politică la adresa ministrului sau la adresa altcuiva, ci la partea executivă, la minister, la funcționari. De ce? Ca să mă explic. Programul de redresare și reziliență a fost gândit ca un mecanism rapid de echilibrare economică a țărilor și a economiilor din Uniunea Europeană. Și s-a zis, ok, acestea sunt țintele pe care voi trebuie ca să faceți niște reforme și noi dăm rapid banii, dar dacă deja se întâmplă, contează și cash flow-ul care vine rapid în țară, nu contează doar reformele. Deci trebuie să vină cash flow, trebuie să vină bani rapid în țară. Dar dacă există deja inițiative începute care cumva se pliau pe ceea ce s-a programat în PNRR, în programul acesta, și acestea pot fi suportate din program. Cu alte cuvinte, dacă, să zicem, o primărie din țară, de oriunde din țară, a făcut o clădire la standarde de eficiență energetică cerute de către Comisia Europeană și de către regulamente și a făcut-o după martie 2020, în momentul în care s-a aprobat acest program, ea să poată să fie și decontat. Cu alte cuvinte, o primărie din țară, în orice domeniu, în orice proiect, în momentul în care are un astfel de obiectiv de investiții în derulare sau finalizat, ar trebui să se ducă cu o simplă cerere de finanțare pe o pagină, cu factura sau cu facturile și cu o declarație de acceptare din partea celui care i-a finanțat această lucrare. De exemplu, foarte multe astfel de lucrări au fost făcute cu bani de la Banca Europeană de Investiții. Și atunci, Banca Europeană de Investiții este tot instituția Uniunii Europene. Programul PNRR este finanțat după regulile BEI, într-o oarecare măsură, și o parte din bani vin prin această bancă. Și atunci nu văd care e problema. Dacă anumiți primari pot deconta rapid niște obiective de investiții care se înscriu perfect în țintele PNRR, de ce trebuie să mai stau? Să fac același mecanism, se cheamă în limbaj de specialitate, se cheamă mecanism de management și control, același mecanism de management și control gândit pentru fondurile structurale, care știm cu toții că durează ani de zile până e un leuț de acolo. Corect. De ce să mai stau să scriu cereri de finanțare? De ce să mai fac toate studiile pe fezabilitate? Eu deja le am. Deci fezabilitate, proiectare, tot, ca să o iau ca și cum ar fi de la zero pentru de acum înainte. De ce nu pot? De ce nu a venit nimeni cu mecanism de decontare? Asta este întrebarea mea.
și supărarea mea, pentru că eu am spus. De ce? Totuși nu. Păi nu trebuie să aflu, că mi-este evident de ce. Pentru că nu și-au pus problema și nu au fost creativi, nu că n-ar vrea. Da? Pentru că ei știu să facă lucrurile într-un singur fel și le este mult prea greu să-și pună capul la contribuție și să facă lucrurile și în alt fel. Și ce știu? Noi știm cum e cu fondurile europene, că facem asta de 15 ani de zile sau mai mult, că am avut și fondul de preaderare de 20 de ani de zile, numai așa facem și ne e greu să venim cu un alt mecanism de management și control. De fapt, nici măcar nu au nevoie de mecanism de management. De ce? Pentru că poate să vină doar cu mecanismul de control, să se asigure că da, clădirea aia există acolo, trimit pe cineva cu o fișă de observații să vadă, văd și alte documente că ea a fost primită și acceptată de alte instituții financiare europene și cel puțin o tranșă importantă din bani pot veni rapid în țară, ceea ce ne va ajuta economia. De ce tot bate PSD monedă pe renegocierea Planului Național de Reziliență și Probabil Redresare? Că... De când au venit la guvernare, am văzut foarte des, foarte, foarte des, cel puțin în declarațiile liderului PSD, punând această problemă. Renegociere, renegociem. Trebuie să-mi caut cuvintele, pentru că știți că eu sunt mai câteodată vulcanic. Și nu vreau ca să... Tocmai făceam un apel mai devreme la responsabilitatea comunicării în coaliție și trebuie să văd cum o spun delicat. Haideți să nu mă refer doar la PSD, să mă refer la guvern pe ansamblu. Poate exista frica, poate cumva normală, că acele reforme vor fi foarte dureroase și nu vor să fie costuri politice. Da? Și știm că în acest guvern PSD și-a asumat ministere importante, cum ar fi muncă, cum ar fi și altele, și ei s-au văzut nevoiți să guverneze. Știți ce este PNR-ul până la urmă? PNR-ul este un program de guvernare. Deci un program de reforme, cum aveam înainte. Știți, intele pentru a ajunge în UE. Și erau, acum se cheamă jaloane, atunci se chemau stegulețe. În fine. Da? El, în esență, este un program de guvernare. Nu este altceva. Care ți este deja pus de un alt guvern anterior. Care este negociat cu Uniunea Europeană, din care suntem parte. Care, ce să vezi, Bașca are o grămadă de bani atașați lui. Asta ar fi problema, probabil. Păi da. Și atunci noi vrem ca să luăm banii, dar să nu mai facem reformele. De ce? Că sunt greu de făcut, adică sunt specialiști și trebuie dedicare, îți trebuie multă muncă, unul la mână și doi la mână, pentru că sunt costuri politice. Deci m-am referit în general, nu m-am referit la PSD, poate să fie și asta o explicație. Dar, din punctul meu de vedere, mecanismele nu permit în acest moment renegocierea. Deci subiectul trebuie să fie închis și să ne concentrăm pe ce avem de făcut exclusiv. Deci să ne mai căutăm noi de bușeuri, cum mai negociem comisia. O să fie atât de evident. Poate rămâne interviul ăsta undeva. O să fie atât de evident când o să vedeți că mai pică un miliard, mai pică 3 miliarde, mai trec 6 luni, mai pică încă câteva miliarde și mai rămânem cu praful de pe tobă. Ne uităm la reformele care s-au făcut. Deci noi nu trebuie să ne lamentăm acum, să zicem și să stăm, domnule, hai să vedem cum mai negociem, îi îndulcim noi pe aia de la comisie. Nu. Noi trebuie să facem reformele, punct. Despre asta este vorba în propoziție. De ce? Pentru că reformele ne sunt nouă utile și bine. Sunt reforme care au caracter structural, cum erau fonduri structurale, dar acum am venit pe NRR-ul, da? Au caracter structural pe economie, pe pensii, pe tot ce este esențial ca statul să se ducă într-o direcție bună. Uitați-vă că demografia ne este complet defavorabilă. Companiile de construcții care vor avea la dispoziție o grămadă de bani suferă din lipsa forței de muncă. Deci am să pune problema de șomaj, am să pune problema unde găsim muncitori, efectiv. Oameni calificați, sunt elemente foarte multe pe învățământ, pe educație, pe învățământul dual. Sunt multe lucruri de făcut. Și nu văd în acest moment că cineva și-a suflecat cu adevărat mânecile și zic, mă duc eu pe ținta aia. Dar pentru că sunt două tipuri de reforme. Vorbesc mult despre chestia asta, că cu asta m-am ocupat înainte de politică. Înainte de politică am fost consultant și am consultat alte administrații, alte guverne pentru astfel de reforme. Mecanismul este foarte, foarte familiar al PNRR-ului. De-aia mă și pronunț în conștiință de cauză pe el, pentru că am lucrat în Kosovo într-un proiect asemănător, da? În care primeau banii înainte, dar erau condiționați de reforme. Deci era fix același mecanism. Comisii, nici pentru comisie nu este nou. Deci
Ceea ce zic eu este că trebuie să ne concentrăm pe reforme, punct. Pentru că nouă ne sunt utile, nu comisiei. Da? Nu e comisia aia rea care zice, băi, faceți așa ca să se întâmple ceva rău acolo. Din contră, faceți așa ca să se întâmple ceva bine. Și vă dăm și bani pentru chestia asta.